Bunii mei prieteni, vă salut cu drag! Suntem din nou în fața Cuvântului Lui Dumnezeu la un nou studiu biblic. Și avem harul acesta să pătrundem în tainele Scripturii prin intermediul școlii din Emaus. Studiem despre marea luptă între bine și rău. Și astăzi suntem la lecția numărul 5 și vedem ce rol are credința care să lucreze în noi și să ne facă să rămânem credincioși chiar în ciuda tuturor obstacolelor. Acesta este titlul lecției noastre, Credința în ciuda tuturor obstacolelor. Și astăzi am privilegiul să salut cu bucurie pe profesorul și pastorul Laurenț Ionescu. Bun venit! Bine v-am găsit! Și ne bucurăm că rămâneți cu noi și în această ocazie de studiu biblic. Bun venit, Ștefan Albu! Mulțumesc cu drag! Credință în ciuda tuturor obstacolelor. Aș vrea să pun în fața voastră o analiză, și anume, psihologii îi împart pe oameni în două categorii, din punctul acesta de vedere. Cei care știu pentru ce trăiesc, au o identitate, nu? Sunt siguri de unde vin, ce e cu ei, înspre ce se îndreaptă, și sunt gata să moară pentru idealul lor. Iar alții care clachează disperați, fără niciun țel, și care de multe ori vezi așa că nu prea au pentru ce trăi din ceea ce sunt ei. Acum, ceea ce e curios este că e posibil ca și unii și alții, cu siguranță cei care stau de partea lui Dumnezeu, au Biblia, au Cuvântul lui Dumnezeu, dar cu percepții diferite. Aș vrea să vă întreb, ce reușește Biblia cu unii de îi determină să rămână de partea adevărului, în ciuda tuturor obstacolelor, și ce nu reușește Biblia cu ceilalți, care clachează și n-au niciun țel, n-au nicio... Există un personaj istoric, Sadhu Sudhan Singh, care vine din partea asta a Nepalului, India. El a avut contact cu creștinismul și a folosit o metaforă care mi se pare că e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. A zis, unii creștini sunt ca pietrele din râu. Apa trece peste ei, dar înăuntru rămân de piatră. Unii creștini sunt pietre și alții bureți. Da? Dacă pui un burete în apă, apa pătrunde înăuntru. Dacă ai o inimă de piatră, te udă, treci carața prin apă și după aia a ieșit tot piatra. Dacă nu, Domnul Hristos, și avem imaginea asta a cuvântului care trebuie mâncat, care trebuie până într-acolo încât să-ți amărească și pântecele, da? Ca un medicament care, dacă nu-l înghiți, putem avea o lectură a Bibliei intelectuală, ne putem raporta la Biblie ca un obiect de studiu, de critică. Există creștini care critică Biblia, care analizează Biblia, au pus cuvântul lui Dumnezeu pe masa de disecție, îl putem tăia în bucăți, analiza gramatica, dar asta fără să mă schimbe. În timp ce chiar și textul nostru de memorizat vorbește de asta, sau strâng cuvântul tău în inima ta, în inima mea, Ca să nu păcătuiesc. Asta este când cuvântul reușește să penetreze inima noastră, nu putem rămâne fără un țel al vieții. Nu putem să urmăm sau să trecem prin viață cu niște idealuri care nu se încadrează în acest ideal al lui Dumnezeu, pe care numim planul mântuirii. Pentru că dacă e ceva puternic în Scriptură și dacă Dumnezeu ne-a dat Scriptura, ne-a dat-o ca să ne dea speranță și ca să ne schimbe viața. Din cauza asta, Domnul Hristos și în Biblie avem promisiunea aceasta lui Dumnezeu că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Dacă îl lăsăm să rodească în viața noastră, dacă ne împotrivim cuvântului și avem posibilitatea asta să o facem, cuvântul nu ne poate schimba. Mulțumesc, profesor Lorențu. Eu cred că diferența o marchează faptul că unii l-au descoperit pe Iisus și, cum spuneam în studiul anterior, s-au îndrăgostit de El. Adevărul pentru ei nu mai este o chestiune doar de
idee. Cunoaștere intelectuală, de idee, filozofie, ci este imaginea unei prietenii, unei apropieri de Dumnezeu, etc. În timp ce pentru alții, Biblia, au rămas doar la litera Bibliei, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu? Credința este, sau adevărul este, duh și viață, transformă, aduce o schimbare a cosmoviziunii în care trăiește individul. Pentru alții este doar, poate chiar o deleitare intelectuală, că am citit niște texte, uite, mi se pare foarte interesant, am înțeles. Ok, dar ce a produs în tine, nu? De asta observăm diferența între cei doi, spuneați dumneavoastră, că unii sunt gata să moară pentru ideal. Claro, ești gata să mori și fără să cauți tu lucrul ăsta, creezi un precedent, între ghilimele spun, care inspiră la rândul lor pe alții, care aud decizia, se informează sau ajunge la urechea lor modelul pe care tu l-ai creat sau felul în care tu ai răspuns cu responsabilitate în fața unei situații critice și ai arătat că pentru tine adevărul este mai important decât viața ta, inspiri și pe alții. La momentul în care nu ai această adevărul n-a pătruns la nivelul cosmoviziunii, la nivelul felului în care interpretezi lumea, felul în care înțelegi viața, realitățile, etc., atunci totul se rezumă ca la un apendice pe care tu l-ai cunoscut, l-ai îmbunătățit. Uite, mi-a mai îmbunătățit o imagine despre treaba asta, despre cealaltă, dar nu e o experiență personală, nu este o experiență via ta. Abia aștept să citesc Scriptura. Țin minte că atunci când ne dădeau profesorii să citim anumite cărți în literatură universală, clasa 10-a, 11-a, erau unele lecturi care mi se păreau așa de lungi, așa de complicate. În schimb, citisem o carte într-o vacanță, de fapt e o serie de 7 cărți a lui Maurice Druon despre regii blestemați. Abia mă culcam, pentru că știam că trebuie să dorm, că eram obosit, că mi se închideau ploapele, și abia așteptam să mă trezesc să continui să citesc cartea. În momentul ăsta al vieții mele, meditez la ceva din Sfintele Scripturi, în mod deosebit la Solile celor trei îngeri, încerc să le înțeleg, și vreau să vă zic că mă culc, dar cumva, pe de o parte, îmi pare rău că trebuie să mă culc, că am senzația că pierd timpul și când mă trezesc dimineața, ok, meditația mea personală, las fetele la școală, etc., dar după aceea mă pun să investighez, să caut, când mă uit, 1 fără 5, mai lucrat un pic, 2 fără 10, trebuie să mă duc să o pe care la școală. Nu spun că au laudă lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că atunci când îl descoperi pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură, și în cazul meu, minunea asta, să spun așa, a făcut-o versiunea Biblia textuală. Nu este limba română, este limba spaniolă. Biblia textual, uh-huh. Poate că Laur poate să ne ilumineze un pic în diferențele între traducerile Bibliei, dar e fascinant. Da, vă propun să intrăm puțin în istoria unui reformator. Avem câteva personaje pe care le investigăm în lecția noastră. E vorba de William Tyndale. Și omul acesta, și acest reformator, nu s-a lăsat până n-a tradus Biblia în mâna englezilor, în mâna poporului englez. Și a riscat și a mers până la fiars pe rug. În condițiile în care, iată, Roma era cu ochii pe el și știa că omul ăsta va aduce Biblia și o va pune în mâna poporului. Ce credeți că l-a motivat pe William Tyndale să riște până acolo, ajungând ca nu numai traducând și punând Biblia în mâna poporului, ci să demaște toate erorile și toate concepțiile deformate ale adevărului, ale cuvântului Dumnezeu? Apostolul Ioan ne spune că fiind tunericului, se tem de lumină. Zicea Ioan, vorbea, dați-mi voi să folosesc un termen modern, fotofobie, ați auzit, da? Sunt oameni pe care lumina îi deranjează, da? Uneori când avem o afecțiune oculară, fotofobia face ca lumina să devină deranjantă. Zicea Apostolul Ioan că cei răi nu vin la lumină, pentru că dacă vin la lumină, li se văd faptele lor rele. Și atunci s-a prins o lumină pentru oamenii ăștia, e văzută ca o crimă și ca un atac personal. Uh-huh. Și o parte din călăii care l-au surmat înainte să-l pună pe rug, erau oameni care trăiau în întuneric.
Eu cred că în momentul în care Scriptura îți deschide ochii, și s-a întâmplat nu numai cu Tindel, cu mulți alții, cu Luther și alții, fiecare dintre noi, de fapt, când începem să studiem Scriptura în mod personal, ne iluminează viața. Și ți-o iluminează într-un fel în care Iacov zice că nu o să ne placă, că ne uităm în oglindă și în oglinda asta, în lumina asta pe care ți-o dă Scriptura, o să te vezi neputincios, cu răni, cum zicea Isaia și Ieremia, din creștet până în tălpi. Vai de mine, zicea Isaia, sunt un om cu buze necurate, trăiesc într-o societate necurată, lumina asta nu e plăcută. Însă, Biblia nu e doar o carte care luminează și condamnă. Biblia este și o carte care luminează și vindecă. Și eu cred că asta l-a motivat pe Tindel să spere că și oamenii ăștia care trăiesc în întuneric poate că vor fi salvați. Și îmi place că lecțiunea noastră nu menționează în momentul ăsta al rugăciunii: Doamne, luminează-l și pe regele nostru care trăiește în întuneric. Lumina. Lumina schimbă viața. Deși la un moment dat regele ăla va trebui să folosească sentința împotriva lui. Da. Eu aș dori ca să atunci când ne gândesc, mie mi-a venit în minte, când mă gândesc la personajul Tindel, vreau ca să vedem și importanța unor fenomene, să spunem, intelectuale, sociale, pe care Dumnezeu le folosește pentru a face loc luminii în societatea noastră. Gândiți-vă că Tindel, să spunem cumva convertirea, cel puțin din ce spune el, convertirea lui sau transformarea lui, fascinația lui, pornește de la o lucrare a lui Erasmus de Rotterdam. Nu știu care a fost motivația lui Erasmus de Rotterdam, nu cunosc, n-am detalii despre lucrul acesta, dar nu știm prea multe despre el. Ceea ce știm este că William Tyndale are acces la traducerea aceea, la terminul textus receptus Vechiul Testament, la Noul Testament, traducerea pe care o face omul acesta. Rămâne fascinat și începe să descopere frumusețea Scripturii. Descoperă frumusețea Scripturii, nu intrăm în toate detaliile, mie mi s-a părut foarte, foarte, foarte frumoasă această imagine în care are o discuție cu un teolog și spune: dacă Dumnezeu mă va ține în viață, nu vor trece mulți ani până când voi face ca un băiat de la plug să știe mai multe despre Sfintele Scripturi decât știi tu. Cât de mult să fii impactat de Sfintele Scripturi, încât să-ți dorești nu doar să împărtășești cu elitele. Ia uitați-vă ce termen grecesc aici. Ăla de la plug, vreau ca și ăla să cunoască adevărul, și ăla să cunoască frumusețea Scripturii. Să-l simplifică în așa fel încât să-l înțeleagă corect, oricine. Corect, corect, corect. Și partea interesantă e că rugăciunea, știți rugăciunea lui, ca Dumnezeu să deschidă ochii regelui, și găsim apoi în 1611 apare King James Version. Și interesant, e o analiză pe care o văzusem zilele acestea, care era făcută comparație între ce publicase Tindel și ce a apărut în King James. 76% din Vechiul Testament din King James era bazat pe traducerea lui Tindel, iar în Noul Testament 83% era bazat pe traducerea lui Tindel. Deci ceea ce a făcut omul acela a avut un impact enorm. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui, chiar dacă rugăciunea aceea a fost făcută, să spunem, pe rug, într-un context în care tu nu vezi mari rezultate. O muncă pe care o faci și să vezi că, inclusiv munca respectivă, că ești desconsiderat când tu știi timpul, dedicația, fascinația care ai dedicat-o și pe cineva zice: vă rog, el. Da. Vorbea Ștefan la început și ideea asta trebuie să o înțelegem ca să vedem cum potrivește Dumnezeu lucrurile, că Dumnezeu a folosit condițiile sau situațiile istorice ca să optimizeze răspândirea Evangheliei. Peste 1000 și ceva de ani, 1000 și aproape 500 de ani, Biblia s-a copiat manual. Dura ani de zile. Țin minte că am citit într-o carte că în Germania trebuia să strângi impozitul pe 30 de ani al unui oraș ca să poți să-ți cumperi o Biblie. Asta era prețul Bibliei. Da, azi e gratis. Da? Ca să înțelegem diferența. Saltul enorm. Și eu cred că nu întâmplător, din punct de vedere tehnic, perioada asta în care au început să se traducă Bibliile,
coincide cu o invenție care avea să lanseze cartea asta. De fapt, prima carte care s-a tipărit cu tiparnița lui Gutenberg a fost Biblia. Da? Și asta a făcut ca Biblia să fie mai ieftină, mai accesibilă, mai accesibilă și mai ușor de răspândit. Da? Și e uimitor, nu? E uimitor că dacă oamenii ăștia ar fi făcut treaba asta cu 300 de ani înainte, poate că manuscrisele lor ar fi rămas undeva pierdute într-o mănăstire sau nu. Dar a fost combinația asta între acțiunea academică, pentru că erau oameni pregătiți, în stare să facă lucrul ăsta, efortul intelectual, combinat cu progresul tehnic și cu o dorință de a face lucrul ăsta gratis. Pentru că niciunul dintre ei n-a cerut copyright, drepturi de autor, nu s-a luptat, cum am face noi astăzi. Eu vreau să vă spun, bun, așa ca o paranteză ca să înțelegeți, Societatea Biblică Unită în anii trecuți a avut o problemă gravă, pentru că versiunea în greacă a Noului Testament pe care o au, nu vor să cedeze drepturile de autor pentru proiectele acestea de open source. Știți că da, există source, proiectele astea de deschise care sunt accesibile? Nu. Și o parte din sponsorii Societății Biblice s-au deranjat. Au zis, cum? Adică voi ați spus copyright pe cuvântul lui Dumnezeu și nu vreți, și n-au mai sponsorizat, n-au mai trimis banii, pentru că li s-a părut abominabil ca Societatea Biblică să țină cu dinții de Biblie. Lucrul ăsta se întâmplă azi. Însă Tindel și ceilalți traducători al Bibliei n-au cerut drepturi de autor, nu s-au luptat, n-au avut pretenții materiale, au făcut-o și atunci combinația asta, confluența asta între minți luminate și studiate, progresul tehnic și dorința de a ajuta și pe alții, a făcut o explozie și asta e reforma. Da. Un alt reformator, Martin Luther, vestitul Martin Luther, nu toată lumea știe de minunea pe care el a produs-o. Știm că primul impact cu Biblie, în cazul lui Luther, a fost o Biblie în limba latină. Era pusă acolo în mănăstire, legată cu lanț. Că erau scumpe. Da. Și omul acesta are acces la această Biblie, îi se deschid ochii. Și a schimbat total concepția despre credință, despre mântuire în mod special, pentru că el a axat mult pe adevărul acesta, cum putem fi mântuiți. Aș vrea să vă întreb, care a fost meritul briliant al lui Luther în interpretarea textului biblic, de a făcut în așa fel încât Regina Maria Scoției să declare: voi interpretați Biblia într-un fel, iar papistașii în alt fel. Ce principiu a aplicat Luther în interpretarea Scripturilor, dar a avut un impact atât de puternic, de este numit scânteia reformei, nu? Legat de Luther, cred că ce s-a produs în viața lui și ce l-a condus pe Luther a fost providența lui Dumnezeu și iluminarea pe care Duhul Sfânt o face. E adevărat că Luther a avut acces și la scrierile altor reformatori dinainte de el. Dumnezeu i-a transmis și prin aceste fascicule de lumină adevăruri care au dus lumină și au făcut sens în contextul teologic complicat în care se afla Luther. Dar pe mine m-a fascinat din istoria lui Luther faptul că Luther începe să se îndrăgostească de Biblie. Observăm cumva același patron la toți. Și își propune să împărtășească în biserica lui o serie din Cartea Psalmilor. Reacția este fascinantă între oameni. Apoi, din Cartea Romani. Apoi, din Galateni. Și dintr-o dată, Luther, ne scapă foarte mult, nu avem timp să avem toate detalii, dar este fascinat de ceea ce descoperă, nu? Cel neprihănit va trăi prin credință. Cunoașteți, nu, experiența călătoriei la Roma, întoarcerea, dacă este un iad, etc. Și cunoaștem toți data tezelor, nu? 1517, 31 octombrie. Vreau doar să citesc două dintre ele, teza 38. Orice creștin care are o adevărată pocăință cu privire la păcatele pe care le-a făcut, obține iertarea fără ajutorul indulgențelor. Bineînțeles că era contextul lui Tetzel, care vindea indulgențe și promitea marea și sarea, nu?
Iar teza 62 spune, adevărata comoară a bisericii, bunul ei cel mai prețios, este Evanghelia gloriei și harului lui Dumnezeu. Înțelegem din acel protest public, înțelegem și reacția lui mai târziu în fața dietelor și în care omul spune, eu aici stau, eu nu pot altfel, eu nu pot să renunț la ceea ce am descoperit în adevăr. Descoperim îndrăgostirea aceea de cuvânt în care atât de mult ești fascinat de adevăr încât spui, dacă este să aleg între adevăr și viața mea, eu aleg adevărul. Da, mulțumesc, Cristian. Cred că revoluția lui Luther a fost să-și dea seama că sistemul acesta în care accesul la Biblie era doar prin intermediul bisericii, trebuie distrus. Vreau să spun că până la Luther, biserica învăța că Biblia poate fi interpretată doar de preoți, doar de magisterio, cum se zice, magisters. Uh-huh. Da? Omului comun îi se interzicea accesul, pentru că doar biserica, datorită credinței în succesiunea apostolică, doar biserica și reprezentanții ei, adică clerul, au dreptul să interpreteze Biblia. Și au harul să interpreteze. Luther, studiind epistola scrisă de Pavel, își dă seama că Evanghelia lui Dumnezeu este pentru mântuirea tuturor. Uh-huh. Și el își dă seama că nu mai este nici grec, nu mai e nici bărbat, nici femeie. Toată lumea trebuie să aibă acces la ea. Asta l-a motivat să o traducă, ca orice om să poată. Și a extras din Biblie un principiu care este unul din principiile reformațiunii, și anume că Biblia este propriul ei interpret. Uh-huh. Nu avem nevoie de mediatori. Nu avem nevoie de o elită care să stăpânească peste asta. Eu mi-aduc aminte că eram odată la Societatea Biblică și a venit odată discuția, niciodată nu mă gândise și nici nu mă pregătisem să dau un răspuns la asta, a venit discuția cine e primul, biserica sau Biblia? Și colegul meu ortodox, unul din colegii de acolo, îmi spunea, întâi a fost biserica și biserica a creat Biblia. Din cauza asta, biserica are puterea și dreptul să interpreteze Biblia, pentru că Biblia este creația bisericii. Și de aici și relevanța tradiției în contextul. Corect. Și adevărul este că niciodată nu mă gândisem cum să înfrunt o astfel de poziție, pentru că în mintea mea era clar că e altfel. Uh-huh. Dar niciodată. Vreau să vă spun că a fost unul din momentele alea când, deși nu mă pregătisem, mi-a venit o idee, am fost inspirat, vă să spun, și am zis, da, pentru că voi considerați Biblie doar Noul Testament. Și ne apropiem de un alt principiu al lui Luther, care a zis toată Scriptura. Și am zis, Vechiul Testament este de asemenea Biblie. Și a rămas colegul meu ortodox mut, pentru că, și am spus, de fapt, Biblia precede biserica. Biblia a anunțat apariția bisericii și din cauza asta biserica este produsul Bibliei și întotdeauna biserica se naște din studiul Scripturii. Și schimbarea asta de paradigmă, cine mai mare, a fost baza revoluției. El are, nu toată Scriptura, doar Scriptura, cele cinci care s-au creat din această renunțare la o pretenție că doar un grup poate interpreta Biblia. Și când el a comunicat adevărul ăsta maselor prin faptul că Biblia a devenit accesibilă, a devenit un pericol. Aduc aminte că am avut un dialog așa mai agresiv cu un preot ortodox care susținea tocmai această idee că biserica este peste Biblie, fondându-și, știu, concepția lui pe ceea ce spune Pavel, că casa lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Uh-huh. Deci biserica este cea care are, e temelia pentru Scriptură. Uh-huh. Asta era concepția lor. Bun, unul din marele adevăruri, și rămânem tot în zona lui Luther, unul din marele adevăruri îngropate și acoperite de tradițiile Romei, adevăr pe care l-a descoperit și l-au predicat reformatorii, a fost subiectul mântuirii, adevărul mântuirii. Cum ești mântuit? Roma promova ideea că ești mântuit prin fapte, prin penitențe, nu prin indulgențe, nu intrăm în detalii, pe când Biblia descoperă compasiunea unui Dumnezeu care
știe că omul nu poate face nimic să se mântuiască pe sine, nu are niciun merit în sensul acesta, ci doar harul pe care el îl acordă, primit prin credință, îl conduce la mântuire. Întrebarea ar fi, de ce a fost și este așa de greu să se accepte acest adevăr astăzi în creștinism, și avem o paletă largă de biserici care susțin lucrul acesta, și ce extreme găsim astăzi în creștinism în sensul acesta? De la Augustin vine o idee pe care l-a exprimat-o în scrierile sale. El zicea, nimeni nu poate avea pe Dumnezeu ca tată dacă nu are ca mamă biserica. Asta e un concept, da? Deci, observați, mântuirea depinde de biserică. Extremele sunt când intrăm în acest joc și credem că religia este cea care ne mântuie. Confesiunea ne mântuie. Pentru unii să fie exclus. Din cauza asta, excomunicarea în vremea lui Luther era o tragedie, pentru că dacă ai fost excomunicat, în viziunea multora nu mai poți fi salvat. Ai fost proiectat în afara mântuirii. Da? Ori, când Biblia vine și îți spune că mântuirea nu vine de la biserică, ci vine de la Domnul, s-a terminat această pârghie socială de manipulare care te făcea dependent și care te făcea să te temi. Lui Luther nu i-a fost... El n-a vrut să creeze o biserică paralelă. Protestantismul n-a apărut ca o... El a fost exclus, excomunicat. El își dorea reforma propriei sale biserici. Da? Da, deci, mulți alți reformatori. Da. Însă asta, desprinderea asta de această pretenție arogantă, care vine la cornul cel mic, nu? În imaginea Bibliei, care rostește vorbe de hulă, se dă drept Dumnezeu și promite, pentru că dacă dumneavoastră intrați în sau cineva se pune să studieze pretențiile clerului de egalitate și co-mântuitori, pentru că în catehismul catolic se spunea într-una din versiunile care se învăța în vremea aia, că dacă într-un confesionar ar fi Domnul Hristos într-unul și preotul în celălalt, și în același timp amândoi pronunță ego te absolvo, eu te iert, iertarea care vine direct de la Domnul Hristos și iertarea care vine direct de la preot sunt egal. Vă închipuiți ce pretenție? Ori în momentul în care, datorită Scripturii, tu dezvălui oamenilor că mântuirea vine de la Dumnezeu, i-ai scos din ecuație tot târgul ăsta, pentru că se transformase într-o afacere, toată afacerea cade. Și asta a fost forța mare a lui Luther. Da, mulțumesc. Cred că, într-un fel, evul mediu, din perspectiva accesului la libertatea pe care ți-o oferă Sfintele Scripturi și la adevăr, adevărul sau Sfânta Scriptură sau experiența religioasă autentică a fost cumva privatizată. Asta aparține unui grup select și tu poți avea acces la beneficiile sau la o parte, poți avea acces doar dacă ai o relație cu grupul respectiv. De aici și citatul care l-a pus Laurențiu. Ori protestantismul ca spirit, nu ca pe o reacție politică. Noi vorbim aici doar de relația cu adevărul, pentru că interpretăm totul din perspectiva Marii Lupte. Aduce această, în primul rând, produce o sămânță a chestionării lucrurilor stabilite de-a lungul sutelor de ani și pune pe cei care își iubeau Scriptura sau care iubeau ceea ce descopereau în Scripturi, păi și dacă nu e așa? Citeam săptămâna trecută reacția unui alt reformator, Zwingli, care și el, un preot catolic, și el preocupat de reformarea Bisericii Catolice din interior, este invitat într-o mănăstire fața cardenalului, se numea Matei Schinner din Elveția. Și el este invitat să predice, Zwingli. Și există o consemnare istorică a unei părți din predică, spune în felul următor: să nu credeți că Dumnezeu locuiește în acest loc sfânt mai mult decât în cine știe ce alt loc al creației. Oriunde îl vede și vă aude, ce rost ar putea găsi în unele fapte lipsite de fără vreun folos, precum pelerinajele grele,
daruri, rugăciune adresate Fecioare și Sfinților. Și credeți că vă asigurați prin aceasta favoarea lui Dumnezeu? La ce bun să îngrămădești atâtea zadarnice cuvinte? Ce folos să porți o sutană, să-ți razi capul, să te îmbraci cu haine foarte mult împodobite ca să faci o slujbă? Dumnezeu privește la inimă și inimile noastre ale tuturor sunt depărtate de El în starea noastră firească. Domnul Iisus Hristos, care s-a jertfit pe sine însuși pe cruce, odată pentru totdeauna, este jertfa care dă satisfacție în toată veșnicia pentru toate păcatele care ar putea fi înfăptuite de cei care își pun încredere în El. Ce frumos! Deci, astea sunt cuvintele nu unui protestant, sunt cuvintele unui catolic, care sunt rostite într-o mănăstire catolică. Care descoperi Biblia. Care, da, dintr-o dată și-a dat seama. Exact. Dintr-o dată a avut acces la lumină. Și accesul ăsta la lumină reconfigurează toată lumea. Îți reconfigurează cosmoviziunea. Și cu ce curaj bate în erorile pe care le promova România? Cum bate în el până la urmă. Pentru că omul face o autocritică a sistemului în care se afla. El însuși era preot catolic. Da. Mergem la ultima problemă pe care vrem să o analizăm astăzi. Rămânem tot în istoria reformatorilor și mă refer acum la John Wycliffe. John Wesley. Înțelegem că la impactul șocant cu mesajul Bibliei pe care l-a avut Wesley, așa cum l-a înțeles el din introducerea pe care a făcut-o Luther, a citit introducerea la Epistola către Romani și asta l-a impactat, a existat un cuvânt determinant care a însemnat o atitudine irreversibilă de ascultare și de supunere față de acest cuvânt. Întrebarea ar fi, când cineva citește sau aude adevărul Evangheliei, ce determină acea persoană să asculte, să-și asume mesajul, să creadă ce spune Dumnezeu în Scripturi și să-și schimbe crezul? Și aș vrea să insistăm pe ideea asta. Să renunțe la ceea ce a știut până acum, la ceea ce a crezut până acum și să accepte, să adopte și să creadă ceea ce a descoperit nou. Există un cerc, am putea spune supranatural, nu? Pentru că se întreba probabil și cum vă crede dacă nu le predică, da? Și cum vă trebuie dacă nu sunt trimiși? Și acum el zice, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Este o informație care schimbă configurația mentală. Știți că noi de-a lungul vieții înmagazinăm date și încercăm să creăm o coerență. Uneori putem crea în mintea noastră niște sisteme incoerente sau fantastice. Da? De obicei, superstițiile, lucrurile astea se bazează pe o realitate. Ori în momentul în care introduci o dată nouă, așa funcționează creierul nostru, că așa a fost făcut de Dumnezeu, că toate informațiile astea se reconfigurează. Psihologii vorbesc despre asta, când vine un adevăr nou care e în contradicție cu celelalte, se creează, se cheamă asta, disonanță cognitivă. Adică știai ceva sau așa și dintr-o dată vine o informație care contrazice totul și ai de fapt una din două. Ori alungi informația asta, te faci că n-ai știut-o și o uiți și trăiești, te întorci la felul vechi de trăire. La sensul care l-avea înainte. La sensul care l-avea înainte, dar niciodată nu mai poți să uiți că totuși Rămâi cu cuiul ăla care te... Cum i s-a întâmplat lui Pavel. Pavel credea că tot ce face el e corect. Și când l-a văzut pe apostolul pe diaconul Ștefan murind, spune Soroaid că s-a zdruncinat, s-a produs o disonanță cognitivă și în drumul spre Damasc îl rodea. Și atunci cealaltă opțiune este ca informația asta nouă o accepti, o integrezi și mintea ta acum va fi: trebuie să se reorganizeze și anumite lucruri, cum zice Pavel, lucruri care înainte aveau valoare, le-am considerat un gunoi și le-a zvârli afară, le arunci și acum faci ordine și cuvântul îți ordonează acum crezul. Și asta este o schimbare, este o convertire la adevăr. De fapt, nu ți-ai schimbat religia, ci ai trecut de la minciună la adevăr. Și asta e religia adevărată. Religia adevărată este adevărul, da? Așa se produce mecanismul. Din cauza asta, ori respingi auzirea, ce frumos e binecuvântarea asta din Biblie, ferice de cine aude, că fără auzit n-ai cum să produci această schimbare, dar nu zice doar cine aude. Cine păzește, cine da? Păzește. Da? Pentru că poți să auzi, să vină până la tine și acum să-l respingi, însă dacă îl primești, și Domnul Hristos a promis lucrul ăsta, zice: dacă aude cineva glasul meu și
Deschide, eu voi intra și intrarea lui Hristos în mintea noastră, Hristos în voi, nădejdea slavei. Reconfigurează totul. Mm-hmm. Deci asta este metanoia de care vorbim noi. Asta este corect. Pocăința. Doar câteva gânduri. Pentru că ideea pe care a introdus-o profesor Laurențiu mi se pare fascinantă, că o transformare, și acum e valabil și pentru noi, în orice biserică ar fi, care vorbește Scriptură, care tot timpul predică Scriptura, etc. Dacă schimbarea se produce doar la nivel de comportament, este o schimbare superficială. Și de foarte puține ori, pornind de la comportament, ajungi să schimbi felul de a vedea și de a înțelege lucrurile. Nu? Laurențiu vorbea de o configurare, o reconfigurare. Adevărul îți reconfigurează lumea. Cosmoviziune e un termen, l-am și românizat între timp. Okay? Dar uitați-vă că de obicei comportamentul nostru este rezultatul, comportamentul vizibil apare de desubtul comportamentului vizibil, este motivat de niște convingeri. Dar convingerile astea nu apar la voia întâmplării. Ele, la rândul lor, se bazează pe niște valori și valorile respective pe niște principii, spunem noi, și putem ajunge inclusiv la cosmoviziune, la felul de a interpreta lumea sau lucrurile. Deci, sensul ăsta care ți-l aduce adevărul Scripturii, care te pune față în față cu o luptă interioară, cu o reconfigurare a tot ceea ce ai înțeles tu, cum ai înțeles lumea, relația lui Dumnezeu cu lumea, adevărul, etica, moralitatea, etc. Dacă tu ai suficient, și cred că cheia e undeva pe aici, dacă ai suficientă umilință cât să accepti că e posibil să fii înțeles greșit sau să nu a fi avut toată cunoașterea de care avea necesară și că îți lipsesc anumite lucruri și să te lași învățat, are loc această transformare. Nu întâmplător, Iisus spune, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Sunt trei concepte care, de asemenea, ți reconfigurează toată teologia. Și eu cred că toate ilustrațiile pe care le faceți și exemplele pe care le dați din reforma, mișcarea de reformă și apoi reforma din sânul reformațiunii, au pornit exact de la aceasta, de a avea suficientă umilință să spui: da, eu, e posibil să fost greșit. Uite, vreau să fac loc adevărului și permit adevărului, în cazul ăsta Duhului Sfânt, să reconfigureze teologia mea, forma mea de a vedea lucrurile, de a înțelege lucrurile. Zilele acestea, Laurențiu ne vorbea despre, una e să le spui oamenilor, trebuie să faci asta sau asta, și omul are o listă. Așa, gata, știu ce am de făcut. Și alta este să îl înveți să gândească, să le duci, ca atunci când nu mai ești tu acolo ca să-i spui asta, da, asta, nu, să-l ajuți pe el să spună: a, ok, asta are sens, asta nu are sens. Să facă selecția. Pavel folosește imaginea asta, care, pentru că îmi place mult ideea asta și trebuie să o înțelegem, pentru că creștinismul poate fi uneori o formă de dresaj. Lăsați-mă să folosesc. Da, ca un câine. Corect, te înveți, n-am voie să fac asta, și atunci cu pedeapsă, recompensă, toate lucrurile astea, e doar o schimbare exterioară. Corect. Dar înăuntru rămâi tot animalul sălbatic și fiara care s-a născut în păcat. Da? Ori Pavel zice, noi răsturnăm izvodirile minții, adică toate creațiile astea așa, și orice gând îl facem rob umilința. Dacă tu te crezi atotștiutor, nu o să accepți această poziție de rob. Corect. Să te... cum l-a învățat Eli pe Samuel, vorbește, Doamne, că robul tău. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Asta e un aspect foarte frumos și clar în Pavel. Apoi zice el, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Observați, Domnul Hristos, în experiența lui umană, ne învață și a trăit exact această experiență, și în Ghețeman s-a văzut lucrul ăsta. Nu cum vreau eu, ci cum vrea el, cum vrei tu. Corect. Știți? Și asta zice, deși era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să afirme pe el însuși sau gândirea lui, deși Domnul Hristos era singurul care putea de adevăratele să facă lucrul ăsta, și zice, s-a umilit, s-a făcut rob, moarte, ascultător și până la moarte de cruce. Da. Deci, aici este esența creștinismului, și când se produce schimbarea asta de gândire, metanoia, această reconfigurare a cosmoviziunii în care noi rămânem liberi să alegem schimbarea asta. Nu e că Dumnezeu șterge mintea. Noi acceptăm schimbarea. Nu e o spălare de creier. Asta este. Spune, Laura. Nu, când asta se întâmplă, nu te simți nici forțat. De-aia zicea Domnul Hristos, jugul meu e ușor și sarcina mea... Nu, nu, nu,
Și nu e dresaj. Mm-hmm. Nu e dresaj. Nu mai faci că ți-e frică, că te vede Dumnezeu, că te trăznește și stai tot timpul. Nu, acum, din... E o pasiune și un mod de viață. Și asta este imaginea a dragostei lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Frate Nelu, umilința ne face să creștem. Pentru că ne dăm seama, ne recunoaștem limitele noastre. Și avem noi un proverb în limba română, că prostia merge împreună cu fudulia. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. Adică, da. Tu când, care este imaginea pe care prostia o creează în cel fudul, în cel mândru? Și să mă învețe pe mine. Eu știu toate lucrurile, eu le cunosc toate. Adică, ei, în reformatori ce observăm? Oameni care provin toți din același trasfond, să spunem, religios, și catolic, erudit, și erudit, educați. Erau catedratici, dar, erau... Exact, da. Ce-a marcat diferența? Și dacă am nevoie să... Da. Îndoiala aceea sănătoasă care te face să cauți adevărul. Nu fudulia care zice... Gata, eu știu tot. Cu cât cunoști mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin cunoști. Corect. Am ajuns la finele studiului nostru. A fost atât de fascinant, atât de frumos. Ne pare rău că timpul nostru ne presează. Dragi prieteni, ceea ce facem aici nu este altceva decât să declanșăm acea pasiune pentru studiu. Acea pasiune pentru a-L descoperi pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu și caracterul Lui, a lăsa ca El să aducă acea credință care să lucreze în noi schimbarea, transformarea caracterului nostru, în ciuda tuturor obstacolelor pe care le întâlnim în marea luptă dintre bine și rău, în care și noi suntem implicați. Mulțumesc, Laurențiu Ionescu, pentru aportul acestei emisiuni. Mulțumesc, Ștefan Albu. Cu drag, cu mult drag. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și până la următoarea întâlnire în cadrul studiului biblic. Vă spun la revedere, toate bune și pe curând!